Doamnelor și domnilor, bună ziua! Pentru că este început de an, vreau să vă urez tuturor la mulți ani și ca să-i numit o vorbă din popor, sănătate și mult sport, la mulți ani la tuturor! Ședință ordinară, din data de azi, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lascol Marcel, ales pe lista de candidat al Partidului Social Democrat, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjou. 2. Proiect de hotărâre privind însușirea și validarea dispoziției numărul 402 din 20.12.2023. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și validarea dispoziției numărul 1 din 5.1.2024. 4. Proiect de hotărâre privind declararea de uz și interes public local al Comunei Pârjou al unui imobil, teren situat în satul Tustean la strada Sfântul Francis, între numărul 90 și 92, cu suprafață totală de 7.800 metri pătrați, IES 1, 347 metri pătrați, intradinam și suprafața 2, 6.803 metri pătrați, extradinam, categoria teren neproductiv. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce aparține UAT Comuna Pârjou pentru anul 2024-2025. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024-2025 Comuna Pârjou. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conformatului adițional. Numărul 7 a contractului de concesionare pentru demarcarea de schimb serviciilor de colectare și transport pe șeuri municipale, în județul Bacău, numărul 180/2957/06/05/2015, încheiat cu SECEI compania Rompres Service SA. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 5% a deducerilor salariale față de nivelul aprobat în luna decembrie 2023, pentru angajat în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Pârjou. 9. Diverse. Din cei 15 consilieri, suntem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suntem 13. Înainte de a te pune la ordinea de zi, pun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședință ordinară din data de 28.12.2023. Cine este pentru? Toți 13. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Suntem cu 13 voturi. Da. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lascol Marcel, ales pe lista de candidați al PSD, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjou. Prezintă doamna secretarul Margareta, secretarul. Da. Având în vedere demisia domnului Lascol Marcel, înaintată și înregistrată la primăria Pârjou pe data de 11 ianuarie, s-a întocmit referatul constatator prin care Consiliul Local ia act de această demisie și vacantarea unui post de consilier local, în cadrul Consiliului Local. Este o hotărâre care nu se supune spre urmare, deci luarea la cunoștință ca să știți despre ce este vorba, vacantăm ca să demarăm procedura de validare a supleantului. Da, nu supunem la vot, ați luat la cunoștință, da? Dar nu se supune hotărârea asta. Nu se votează la demisia lui și asta. Deci putem să trecem mai departe. O să emitem hotărârea care o să fie către instanță și către
Trecem la punctul 2, de pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind însușirea și validarea dispoziției numărul 402 din 20-23, prezintă doamna Andro Capusteanu Maria, consilier superior. În hotărârea Guvernului 1255, Comunei Părjului au fost alocate 83.000 pentru rectificarea bugetului din fondul suplimentar bugetar pentru asistenții personale și indemnizații persoane cu handicap. Și am trecut la partea de venituri 83.000, partea de cheltuieli cu asigurări și asistență 83.000. S-a făcut prin dispoziția primară, pentru că au fost considerația bugetară și n-am mai avut ședință din Consiliul. Au fost mai ajutată luna decembrie. Și din fondul de rezervă bugetară se poate face cu dispoziția primară. Păi dacă se face o ședință extraordinară, să nu se facă o ședință extraordinară. Da, da, adică mai urma o ședință. Da, era pentru 28, era timpul scurt, trebuia să trebuie bugetul la finanță, la favor. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea și validarea dispoziției numărul 1 din 5-3-2024. Prezintă doamna Andro Capusteanu Maria, consilier superior. Oricum, Ministerul Finanțelor Publice, pentru includerea anului 2023-5389, stabilește cum se închide anul bugetar 2023. Noi, la Sfântul de Funcționare, am avut prezentare în casa de domnului, la 1.459.986, plăți efectuat 1.662.067, o rămas în excedent de 688.127.75. La secțiunea de dezvoltare, venitul 2.957.491, plăți efectuate 3.706. Deficitul înregistrat la secțiunea de dezvoltare 749.029, care a fost acoperit din excedentul anilor precedenți, în sumă de 1.001.920.57. La sfârșitul anului 2023, Comuna Păjor înregistrează un excedent de 941.012.32 lei. Care se ajută în la ce se referă secțiunea de funcționare de dezvoltare? Secțiunea de funcționare. Sunt cheltuieli curente. Pentru? Așa. Pentru funcționare primărie sau pentru regulații diverse de astea care sunt salarii și salarii, asistenții sociale. Dezvoltare. Secțiunea de dezvoltare este secțiunea cu investițiile. Programul de investiții, care este anexul tot timpul la bugetul local. Nu știam, dar mai... Sigur, nu știu problemă. Nu, nu neapărat că nu știu problemă. Supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Domnul Solin, ați primit de e-mail. Da, așa. Vreau să știu cum votați pentru primele două puncte. Între numărul 90 și 92, cu suprafață totală de 7.150 metri pătrați, suprafața 1 este 47 metri pătrați intravilan și suprafața 2 6.803 metri pătrați extravilan, adevărat teren neproductiv. Doamna Bocanci. Este vorba despre terenul care este situat la piața regulată, doamna Bocanci. Legea 2092 privind impactul asupra mediului,
obligă fiecare comunitate ca să aibă un terenurile pe care au fost plasate resturile din construcții materiale de construcție, să fie amenajate de terenurile, să fie ceva, să fie supuse la numele lucrări de rambiere și apoi să se obține autorizația de mediu. Ca să putem face acest lucru, trebuie să fie al unității, să fie în domeniul public. Și pentru că acest teren a fost folosit pentru asemenea depozite de După ce o să-l introducem în domeniul public, o să facem și autorizație de mediu. La tot terenul e acum, la terenul 7150, 6100 și plus 347, 15.000 de metri pătrați. Este 7150 de metri pătrați. Dar chiar este împărțit în două, pentru că o parte este situată în intravilanul comunei și o parte este în exagerat. 6300 plus 147. Așa o să găsim, nu știu de tot. Da, spune-mi la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține? Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce aparține UAT Comuna Vârjul pentru anul 2024-2025. Conform adresei unității de învățământ, deci școala gimnazială Vârjul, mi-a fost transmis rețeaua școlară pe care am făcut un proiect de hotărâre, am înaintat proiectul către ISJ Macău să obținem avizul conform pentru unitățile școlare de pe raza Comunei Pârjol. Deci școala gimnazială Pârjol ar fi cu 26 de preșcolari și 134 de elevi, școala Băgnășeni 21 de preșcolari și 26 de elevi, școala Pustiana 19 preșcolari și 61 de elevi, școala Tărâța 14 preșcolari și 36 de elevi. Total e preșcolari 80. Și elevi 257. Deci e în scădere. Asta e fiecare an. Asta e. Și am primit avizul conform. Pentru asta trebuie să emitem o hotărâre ca școala să funcționeze la conform numărului de elevi înscriși în unitatea de învățământ. Da. Supunem la vot proiectul. Ceva de... Cine este pentru? Realiza numărul de copii și în condițiile alea costul pe relev era acoperit. Da, asta e hotărârea. Asta e de
mai departe. Da. A supus, da? Mergem la punctul 6. Sunt încurajați și mulți la acest asociat. Deci pentru asta, ca să prevenim abandonul școlar. Nu vine de anul ăsta. Ei, anul ăsta nu vine nici loc. Cum mai vine nici în alt an. Sunt anii trecuți, tot așa. Venea 2 zile pe an. Bine, nu 2 zile, dar a fost un 4, un 5, un 4, un 5, l-am trecut, că doar nu e o secret, adică, na. Nimeni da. Nu s-a ajuns la situație. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Oasei Comuna Prăjor, de sub Bacău. Prezintă doamna Spătarul Margareta, secretar general. Trebuie să aprobăm taxele speciale de salubrizare pentru persoane fizice. O să fie în contul de 9 lei față de anul anterior. S-a făcut majorarea de 13,8% conform inflației. Atâta s-a stabilit. Cât a fost? 8 lei și ceva. Da, 8 și ceva. Vă spun eu acum, hotărârea din 2022, din decembrie... Mai puțin 8 lei, este de 7 lei. 8 lei și 16 lei. Da. Și la persoane juridice 16,38 lei. Și acum 9 lei, persoană fizică și... juridice 19 lei. Și de ce am făcut o preță de nou? Poftim? Știi de ce au mușit mai mult? Ce-au făcut din satul și cum le-am luat? Nu s-a făcut de cu plăcerea. A, ce l-a făcut de plăcerea. A, ce l-a făcut de plăcerea. A, ce l-a făcut de plăcerea. Dar cu pașul. Mai puțin e doar. Pui. Da? Păi calul mi-a făcut la taxă și impozite. Am zis că nu vor să mărească acum. Na, o să fie, cred că din bugetul local o să suplimentăm, că este un articol da, care prevede aici taxa. Dacă nu o să acoperim noi cheltuielile sau cheltuielile care le avem cu romprestul conform facturii, o să suplimentăm din bugetul local. Cum am mai creat? Și an de an. Pentru că normal ar trebui să implementăm și noi plătește pentru cât arunci. Normal ar trebui să fie fiecare persoană fizică să arunci chetrii din urmă da. Și restul din urmă. Crengerii de la aviș, de la paci. Iarbă, paii. Supunem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Eu mă abțin pentru... Mă abțin. Și eu. Cine se abține? La ce? Doamna, la ce? Da. Două abțineri la taxă. 12. La taxă de salubrizare. 12 voturi pentru. Da, aceea abțineri. Da. Oh, abțineri. Am înțeles. Și două abțineri, doamna cu voturi și doamna abțineri. Da. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegare gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2957/06/05/2015 încheiat cu SECE Compania Rompresc Servicii S.A. Da, deci având în vedere faptul că la 31 ianuarie 2024 încetează la termen contractul încheiat de delegarea serviciilor cu Romprescu, ei trebuie să facă acum prelungire, probabil alte companii nu mai trebuie să muște. Nu,
vă dați seama la toate localități au cam 5 poate. Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 5% a veniturilor salariale față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunii Târjou. Și a mai venit cu o completare și ale asistenților personale, ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai unităților noastre ca personal contractual. Nu scrie demnitatea, nu scrie acolo? Nu scrie. Da, da, s-a refăcut. Dar ce bun, s-a refăcut. Știți că conform legii 153, așa scrie, coeficienții se mulțesc cu salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie sau 3.300, da, au dat niște ordonanțe trenulez de măsuri fiscal-bugetare, prin care specific, da, dăm la toată lumea, da, la ăștia, nu, la ea, nu, la ea, nu, la ea, nu. Dăm la toată lumea. Deși au fost Curtea Constituțională de foarte multe instanțe, au fost anunțate, într-adevăr, pentru anularea acestor ordonanțe și bănesc o să fie anulate. Nu sunt constituționale. Nu poți să dai la o categorie de persoane așa, o sumă de salariu minim pe economie și la o categorie nu. Și acum aș fost funcție de unitate publică? Eu aici am văzut că erau. Oricum o să meargă. Voi vă dați seama. Și 5% pentru salariul din decembrie. Și se majorează la toată lumea, că altfel vă dați seama. Este, o să vedem. De asta am și zis că dacă o să fie contestat, să vedem și de instituția prefectului, să vedem cum o să... Pentru că sunt, v-am zis că sunt ordonanțe trenulești care sunt. Dacă nu, o să mergem în instanță, să știți. Păi noi le avem bilete la trei și nu mergem. Asta este treaba cum a fost în 2008. Știți da, foarte bine că a mai fost aceeași problemă cu salariile. Da. Și pe unul s-a câștigat foarte mult în instanță, că nu mai au fonduri. Bugetar, și se câștigă în instanță și o să vedem că trebuie un fel de bugetar. O să punem și de legal. Și cum? Așa scrie în lege.
vedeți că era scrie... Nu, 115 stipuliați. O să vedeți cum o să fie. O să vedem, să știți. Punctul locul pe ordinea de zi, cine este pentru? Sus, împotrivă, abține? Pe viitor, supărerea văd ca să mărim, să facem înțelegerea dublului domnului primar, ca să... Da. Trece să împotrivă. Luați impozitul și vedeți cât rămâne. Sigur. Dar tot ce să... Minus 45%. 900.500, să zicem așa, e. Își rămâne cu netul. Asta intră la punctul 9, la diverse. Da, nu. Coeficientul 5 ori. Ori 3.300. Da. Pe urmă îi mai dai 5%. Corect. Și minus 45%. Subiectul de fiind, care este la care v-ați